Evenimentul cu desfășurare anuală aflat la cea de-a 11-a ediție va avea loc în perioada 9-19 august 2022 în cadrul natural deosebit oferit de Grădina Botanică din orașul Jibou. De asemenea, evenimentul din acest an beneficiază de susținerea primăriei orașului Jibou prin Asociații Prietenii Grădinei Botanice și a revistei online modernism.ro din București. În cadrul actualei ediții la tabăra de creație, cea mai importantă activitate a simpozionului, vor participa următorii artiști, toți din Cluj-Napoca, Florin Gerasim, fotoceramică, Canșura Ștefan, pictură, Marcel Munteanu, pictură, Adrian Rauca, pictură, Radu Șerban, pictură și Gil Turculeț, pictură. Împreună cu artiștii clujeni, la Jibou se va alătura și pictorul Sergi Vasilendiuc din Polonia. În cadrul activităților conexe, simpozionul va beneficia de prezentări și comunicări legate de temele artelor, obiceiuri tradiționale, arheologie și gastronomie susținute de dr. Ligia Drăgoi și Florin Gerasim din Cluj-Napoca, profesor Mirel Matiaș, arheolog Daniel Culic și maestrul artei culinare Mircea Groza, toți din Zalău. Va fi organizat un atelier creativ la care va participa o grupă de copii de la Centrul de Servicii Sociale din Jibou. De asemenea, în cadrul secțiunii vizite de documentare, ne vom bucura de arhitectura și ambianța deosebită a câtorva biserici de lemn din apropierea orașului Jibou, Joi 18 august de la ora 18 va avea loc vernisajul expoziției de bilanț organizate cu lucrările realizate în perioada simpoziunului de către artiștii participanți la tabăra de creație din acest an. Toate lucrările expuse vor fi donate și vor întregi colecțiile de artă contemporană ale instituțiilor organizatoare, Centrul de Cultură și Arta Județului Sălaj, Centrul de Cercetări Biologice Jibou și Primăria Jibou. În cadrul vernisajului vom lansa Albumul Artă în grădină, 10 ediții, 2021-2022, o lucrare amplă care prezintă într-o formă concisă și sistematică toate activitățile desfășurate până acum în cadrul simpozionului.